unde stai, pe ce străduță? Dar spune, unde te-ai mutat? Poate că n-a ta căsuță va mai fi șocă. La grădiniță fiind, având 4 ani jumate, doream să cânt și am învățat la fluier. Ciobănașul îi place sus la munte, sus la munte, la izvor. Și cum se organiza la vremea respectivă, copilași în cor, eu tăiase în față să cânt cu fluierul. Și în momentul ăla, fără să-mi dau seama, copil fiind, ce emoție, am pus fluierul invers. Și am suflat și toată sala aplauda și nu știam de ce aplaudă. Și mi-am dat seama că am greșit și mi-a revenit foarte repede. Spun asta pentru că a fost prima ștampilă în viața mea de a înlătura emoția. Pentru că vis-a-vis de public totdeauna există o emoție. Multă lume se inhibă. De mult, de tot, de tare mic, am strâns de toate și nimic și-am risipit. Am zis că fac și n-am făcut, am zis că știu și n-am știut, m-am amăgit. Dar vine o vreme când nu mai trișă, când trage o linie și apoi adună. Pe urmă, liceu energetic, care l-am făcut în Sibiu, la 16 ani am mutat din Ogna Sibiu în Sibiu. În 71 am câștigat festivalul Sibiu 70-71 și pe urmă cei de la Sibiu m-au trimis la faza județeană, iar am luat locul întâi. M-au trimis la Galați, la Glasul Primăverii în 1972 și am luat premiul special al jurului și am devenit un menestrel al Sibiului. Vine o vreme când nu mai trișă, când trage morie și apoi adună. De mult, de tot, eu am fost mic, acum merg înspre nimic, ce vișu. Am zis că fac și n-am făcut, am zis că știu și n-am știut, m-am săturat. Dar vine o vreme când nu mai trișă, când tragem o linie și apoi adună. 3, 74, 75 și 76 am intrat la construcții. Ai mei erau disperați și am venit acasă și am zis, mama, am intrat la facultate. Dar nu la conservator, la construcții. La ce vârstă ați mers prima dată la o petrecere să cântați și cum a fost experiența de atunci? Experiența de atunci a fost de 1 mai 1976. Era o sală, sala Elie Pintilie, pe strada Câmpului, unde se făceau nunți, și am cântat cu o formație de lăutari a lui Pâșu, din Cristiani. Nu mai trăiește niciunul, am fost tare entuziasmat, n-aveam stație, aveam achitară, așa, mi-au făcut rost de stație și știu că atunci n-aveam un repertoriu vast, aveam un repertoriu de 10-15 melodii, le-am mai repetat, dar lumea a fost foarte încântată de toată treaba asta. Firule mei, fir de iarbă, pe tine cine te-ntreabă? De ce teamă, de te doare? Când ești călcat în șoare, de mi-e teamă, de mă doare. Știe numai Sfântul Soare și mai știe și din pământul ploaia, arșița și vântul. Împreună cu băiatul meu a terminat liceul de muzică, conservatorul, este profesor la liceul de muzică, predă acolo și suntem colegi de breaslă. De mi-e teamă, de mă doare, eu rămân tot în picioare și prin fir de rădăcină au piatra cum suspină. Dar pe voi, oameni de treabă, dar pe voi cine vă întreabă când pe drum
de piatră arsă, inima lacrimi vă varsă. Mă întreabă, așa-i omul, îl bate vântul și dorul. Vântul bate cărei pe drum, dorul bate cărei nebun. Și vântul bate cărei pe drum, dorul bate cărei nebun. În momentul când faci ceva, tot timpul cauți nou. Nou te face să nu te simți niciodată în apogeu. Asta este marele defect al artiștilor, indiferent de talie. Cea mai grea, cel mai greu este să te menții. Ajungi într-un punct matematic, n-ai cum să urci mai sus, rămâi în punctul ăla unde te agrează un segment și acolo trebuie să te menții. Mândruțo, când am plecat, dorul cu mine l-am luat. L-am luat ca să l-am cu mine, ca la rău și la bine, Mariană dulce, nume. L-am luat ca să l-am cu mine, cât la rău ca și la bine, Mariană dulce, nume. Locul meu e aici. Mă place Sibiu. Sibiu? Cel mai frumos și cel mai familiar oraș din România este Sibiu. Nu că celelalte orașe n-ar fi frumoase, că unele au luat anvergură inexplicabilă, Clujul, Brașovul, Craiova, dar Sibiu este un oraș aparte. Toți care vin în Sibiu se îndrăgostesc. Mătrător de praf de stele și cu surgiu fără cusur, iar când adun spre dimineață îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat cât aș fi vrut. Petrecerea la român este sufletul existențial al vieții fiecăruia. Să știți. Și asta e un mare lucru. Suntem mai presus decât sârbii, decât toți cei care ne înconjoară. Nu știu, avem ceva dumnezeiesc în noi. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un fil curaj ca pur, mătrător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Noi ne-am cunoscut înainte de a l-auzi eu cântând sau înainte de a ști că el cântă. Două luni mai târziu cred că l-am auzit cântând, efectiv. Pe parcurs am auzit că el cântă la evenimente. Apoi, după vreo două luni, l-am auzit efectiv cântând. Ce să zic, m-a cucerit pe de-a întregul cu asta. Sunt vagabondul vieții mele, ca într-un fil curaj ca pur, mătrător de praf de stele și cu surgiu fără cusur. Iar când ador spre dimineață îmi reproșez de la început că n-am luat totul de la viață și nu i-am dat, și nu i-ai dat, și nu i-am dat cât am vrut.